Salutare tuturor și bine am regăsit. Continuăm astăzi editarea prezentării noastre referitoare la flori cu ajutorul aplicației PowerPoint. Am ajuns la etapa în care va trebui să adăugăm un diapozitiv nou prezentării. Acest lucru se realizează foarte ușor, executând un clic dreapta în zona stângă a ferestrei aplicației într o zonă liberă, adică într o zonă care nu este ocupată de un alt diapozitiv. Și din meniul contextual apărut se alege opțiunea New Slide. Astfel am adăugat un diapozitiv nou care nu are stabilită nicio imagine de fundal și care conține două casete de tip text. Voi șterge acum aceste casete de tip uh, text astfel. Voi executa un click pe linia care delimitează caseta și după selecția casetei voi acționa tasta Delete. Să ne îndătăm acum atenția asupra fundalului diapozitivului. Voi alege o culoare de tip gradient de nuanță verde. Voi executa următorii pași. Un clic dreapta pe diapozitiv, opțiunea format background și din proprietățile care apar în partea dreaptă o să aleg opțiunea gradient fill. Pentru a alege proprietățile acestei culori de tip gradient care va fi proiectată pe fundalul diapozitivului, PowerPoint-ul pune la dispoziție mai multe instrumente. De exemplu, putem alege dintr-o mică de colecție o anumită culoare de tip gradient, putem alege tipul respectivei culori, direcția din care să provină sursa de lumină, deoarece utilizarea unei astfel de culori de tip gradient imită proiecția unei lumini pe o anumită suprafață, unghiul din care să provină această lumină și foarte important regăsim o, o zonă de tip slider pe care sunt poziționate inițial patru butoane cu ajutorul cărora putem schimba zona în care să fie proiectată o anumită culoare și putem selecta astfel și culoarea pe care dorim să o folosim. De exemplu, dacă dorim să schimbăm culoarea care este proiectată în zona din stânga sus a diapozitivului, se acționează primul buton de pe acest slider apoi se acționează butonul color și dacă printre culorile standard nu se regăsește culoarea pe care dorim să o folosim se poate merge pe opțiunea more colors de unde putem alege foarte exact culoarea pe care dorim să o proiectăm pe fundalul diapozitivului se observă că odată aleasă culoarea ne sunt afișate codurile de culoare în sistem RGB și în sistem hexazecimal. Este de preferat ca odată aleasă culoarea care va fi proiectată în stânga sus a diapozitivului să fie copiat acest cod hexazecimal cu ajutorul combinației de taste CTRL-C, deoarece dacă noi pornim cu o anumită culoare în zona din stânga sus a diapozitivului, este de preferat ca în dreapta jos, să terminăm cu aceeași culoare. După ce am copiat codul culorii, executăm clic pe butonul OK și acționăm de această dată ultimul buton de pe acest slider, buton corespunzător culorii care va fi proiectată în dreapta jos a diapozitivului. Acționăm din nou butonul Color, apoi opțiunea More Colors, dar de această dată vom lipi cu ajutorul combinației de taste Ctrl-V Codul hexazecimal a culorii cu care am pornit în stânga sus a diapozitivului. Apoi acționăm butonul OK. Se observă că acum culoarea cu care am pornit în stânga sus este aceeași cu uh, culoarea proiectată în dreapta jos a diapozitivului. Să schimbăm acum și culoarea pentru partea de mijloc a diapozitivului acționând acest buton de pe slider. Vom alege bineînțeles o nuanță de tip verde. Astfel am stabilit culoarea de fundal a diapozitivului de tip gradient. Dacă dorim să folosim o anumită culoare pentru care în prealabil nu am copiat codul hexadecimal, regăsim în PowerPoint opțiunea eyedropper. De exemplu, dacă în colțul din dreapta jos avem o altă culoare decât cea dorită, putem alege opțiunea eyedropper, putem selecta printr-un click culoarea pe care dorim să o folosim și astfel în zona din dreapta jos este proiectată aceeași culoare ca cea selectată cu ajutorul acestui instrument. Am ajuns la etapa în care în diapozitivul nostru ar trebui introduse anumite elemente să trecem în revistă elementele care pot fi introduse într-o prezentare PowerPoint. Dacă acționăm meniul Insert, vom regăsi pe lângă opțiunea creierei unui diapozitiv nou și butoanele corespunzătoare introducere în diapozitiv a unui tabel, a fotografiilor, a unei capturi de ecran sau doar a unei zone a ecranului cu ajutorul opțiunii Screen Clipping, a unui album foto, a anumitor forme, atât geometrice cât și mici desene, a iconițelor, a modelelor 3D care pot fi importate în prezentare atât din calculatorul personal, cât și accesând biblioteca de modele 3D din mediul online, a ilustrațiilor Smart Art, care sunt clasificate după anumite criterii, a graficilor, Apoi, a comentariilor pot fi introduse în diapozitive anumite comentarii care nu vor fi proiectate atunci când se susține prezentarea în PowerPoint în modul prezentare, a casetelor de text, a zonelor, zonelor de antece de fundal și a textului introdus cu ajutorul opțiunii Word Art, a ecuațiilor matematice, a fișierelor video, a fișierelor audio. Și se poate realiza chiar o a, captură video a ecranului calculatorului. Mai pot fi introduse zone care să ne afișeze a, data și timpul a, momentului în care este susținută prezentarea. Poate fi introdus a, o zonă în care să fie afișat numărul diapozitivului proiectat și pot fi introduse anumite obiecte care sunt create cu alte aplicații diferite față de PowerPoint. Să spunem că prezentarea noastră se referă la o listă de flori ce se regăsesc într-o florărie, iar prima floare despre care prezentatorul dorește să vorbească este la Leo. Prin urmare, voi introduce o casetă de tip text, în interiorul căreia o să trec denumirea florii, Și în acest diapozitiv o să mai introduc și un obiect 3D. Voi realiza o căutare după cuvântul tulip, care în limba engleză înseamnă lalea. Aleg obiectul pe care doresc să-l introduc și acționez butonul Insert. Acum am posibilitatea de poziționare în interiorul diapozitivului a obiectului 3D introdus și de redimensionarea lui. Se observă că modelul 3D conține în interiorul un buton cu ajutorul căruia noi putem repoziționa acest model în spațiu tridimensional. Acum va trebui să trecem la următorul diapozitiv. Avem la dispoziție metoda executării unui click dreapta în zona diapozitivelor sau a meniului Insert, unde regăsim opțiunea New Slide, un nou diapozitiv. Dar, de data aceasta, noi vom proceda diferit, adică vom copia slide-ul cu numărul 2 printr-o execuție a unui click dreapta pe el și apoi alegerea opțiunii Copy și apoi într-o zonă liberă execuția unui click dreapta și din opțiunile de lipire vom alege a doua opțiune, la care vom păstra formatarea diapozitivului cu numărul 2. Astfel, noi vom avea posibilitatea să copiem atât elementele grafice din interiorul diapozitivului, cât și fundalul. Această metodă de creare a unui nou diapozitiv prezintă următorul avantaj. La fiecare diapozitiv creat se va păstra întotdeauna locația în care se află e un eventual text sau o eventuală fotografie. În acest diapozitiv nou creat, o să șterg obiectul 3D folosit în diapozitivul anterior, selectându-l și apoi apăsând tasta delete. Și să spunem că în acest diapozitiv vrem să prezentăm o magnolie, de exemplu. Vom introduce în prezentarea noastră, tot din biblioteca online, o fotografie care să ne prezinte o magnolie. Alegem una din fotografiile care au apărut în urma realizării căutării. Bineînțeles că repoziționăm fotografia, dar există situații atunci când se dorește introducerea mai multor fotografii în interiorul aceluiași diapozitiv, ca în exemplul următor. Bineînțeles că aceste fotografii pot fi redimensionate individual. În acest caz în care sunt introduce într-un diapozitiv mai multe imagini, avem uh, posibilitatea de a stabili ordinea în care aceste imagini sunt afișate. De exemplu, dacă se execută un clic dreapta în imaginea din prim plan și din meniul contextual apărut se alege opțiunea Send to Back, această imagine va fi proiectată, va fi trecută în plan secund. Se observă că în acest caz, celelalte două imagini sunt afișate deasupra acestei imagini. Dacă, de exemplu, vreau să readuc imaginea în prim plan, nu am altceva de făcut decât să execut un clic dreapta în interiorul imaginii și să aleg opțiunea Bring to Front. Astfel ea va fi adusă în prim plan. Similar, se poate stabili ordinea și pentru celelalte imagini. Pentru inducerea unei impresii tridimensionale ale imaginilor noastre, se poate apela la stabilirea unei umbre fiecărei imagini în parte. Pentru a stabili o umbră se apelează la pașii următori. Se execută un click dreapta în imaginea căreia dorim să îi stabilim o umbră și se alege meniul Format Picture. Bineînțeles că din zona de proprietăți ale Imaginii respective se va alege opțiunea shadow, se va alege o culoare pentru umbra respectivă și toate proprietățile specifice respectivei umbre. Și bineînțeles că se repetă pașii pentru fiecare imagine în parte. Să realizăm și diapozitivul al patrulea, diapozitiv în care vom insera o imagine despre bujor. Un foarte interesant instrument pe care îl regăsim în PowerPoint îl reprezintă ștergerea fundalului din interiorul unei imagini. Pentru a realiza acest lucru se parcurg următorii pași. Se execută două clicuri în interiorul imaginii, se activează meniul Format, de unde se alege opțiunea Remove Background. În acest moment, după ce imaginea a fost analizată de către PowerPoint, tot ce este de culoare violet se va șterge. Acum, dacă voi acționa butonul Keep Changes, o să vedem că tot ce se află sub culoarea violet din interiorul imaginii va fi șters. Să stabilim și eu o umbră acestei imagini nou realizate. Și așa arată slide-ul cu numărul 4. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian, și până data viitoare vă doresc la revedere!